Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, generația lui John. Astăzi încercăm să fim ceva mai bucuroși. Bucuria ajutorului nu e chiar pentru toată lumea, trebuie să fim pregătiți, trebuie să înțelegem despre ce e vorba și la final să vină ceva din interiorul nostru. Nu avem o emisiune extraordinar de serioasă, dar e o emisiune la care trebuie să plecăm un pic urechea mai mult decât de obicei, pentru că se întâmplă niște lucruri pentru anumite comunități care chiar au nevoie de ajutor. Doi invitați alături de mine, e vorba de Mădălina Iba. Bine revenit, Mădălina. Bine te-am regăsit. Și părintele Manuel, bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Pentru noi e un fel de exclusivitate, cel puțin în emisiunea emisiunea generației lui John. Zic asta pentru că se întâmplă de multe ori să avem foarte, foarte mulți tineri. Să avem un părinte, o chestie excepțională, două, trei cuvinte, asta e regula. Trebuie să spuneți ceva despre noastră. Da, sunt părintele Radu Manuel, slujitor la parohia Sfinții Voievozi Urlați, din orașul Urlați și coordonez activitatea Fundației Bucuria Ajutorului filiala Urlați în calitate de președinte al fundației. Și astăzi în emisiune să încercăm să îi convingem pe oameni să fie din ce în ce mai buni. Nu că n-ar fi buni oamenii, doar că n-au de fiecare dată foarte, foarte multe motive. Mădălina, de când ne-am văzut ultima dată? Din mai, cred că. Și până în prezent. Adică astăzi. Acum, da. Ce s-a mai întâmplat cu tine? Pentru că tot văd pe internet, ba treaba asta cu unleu.org, ba tot soiul de alergări din lună în lună, văd din ce în ce mai mulți oameni care se implică. Deși am văzut o chestiune pe Facebook, sau nu, am văzut chiar pe pagina voastră oficială, așa, pe site, după ce ați strâns foarte, foarte mulți bani, abia ați ajuns la 1%. Avem mult drum de parcurs, din păcate. Da, un leu e, cum s-ar spune, asociația mea de suflet. Sunt încă voluntar acolo și o să fiu până când vom reuși să ridicăm spitalul. Dar între timp, știi foarte bine că eu alerg din totdeauna sau, mă rog, de ceva ani încoace. Ești o alergătoare profesionistă. Sunt o alergătoare, să spunem. Așa că am dat peste această cauză printr-un prieten care aleargă pentru acest, că este vorba de un maraton aici, de-aia sunt și eu în emisiune, voi alerga și eu la o cursă, tocmai pentru a sprijini acest centru, pentru a sprijini niște copilași, și consider că orice cauză merită să fie susținută de noi, de oameni, indiferent că e cauza ta de suflet sau că e o altă cauză, trebuie să poți să ajuți la rândul tău. Cred că trebuie să-ți dorești să ajuți în primul rând. Asta e clar, că fără dorință n-ai unde să ajungi. Să nu simtă lumea ca fiind totul din obligație, pentru că avem foarte multe evenimente care sună cam așa: dom'le, haide să ne vedem și să donăm pentru cauza respectivă. Nu înseamnă că e un lucru rău, doar că omul de rând, la un moment dat, din prea multe astfel de evenimente, nu trage cele mai bune concluzii. Părinte, vreau să-mi permite să vă întreb cam despre ce copii este vorba. Da, în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului filiala Urlați avem un centru de zi pentru copii patronat spiritual de Sfântul Stelian, care este ocrotitorul copiilor. Un număr de 30 de copii provenind din familii defavorizate social, familii monoparentale, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și lăsați în grija bunicilor, sau pur și simplu părinții au murit. Ei vin zilnic la centrul nostru de zi, unde le oferim hrană și spirituală, rechizite pentru școală, îmbrăcăminte și tot ce e necesar pentru un copil. Cum se împacă în momentul de față un copil cu tot ceea ce ține de religie? Pentru că presupun e ceva mai multă legătură spirituală între ceea ce se întâmplă în cadrul centrului și copilași. Se împacă foarte bine, pentru că cu toții putem spune că suntem copiii lui Dumnezeu. Un părinte, un preot cu rolul de părinte are datoria spirituală de a avea grijă de enoria sau de parohia care i-a fost încredințată spre păstorire, iar preotul se consideră tată al tuturor sau al comunității respective. Dacă tu ca părinte spiritual sau ca tată nu ai grijă de comunitatea ta, înseamnă că nu ți îndeplinești rolul așa cum trebuie. Unde ar trebui să alerge toți acești tineri ca să ajungă către bucuria ajutorului? Și nu mă refer strict la ultramaraton, ci la alergarea lor în viață. Eu aș putea spune, dacă tinerii care se uită acum la emisiune mă înțeleg, ar trebui să alerge spre mântuire. Iar lucrul ăsta, știu tinerii ce e mântuire? Cred că știu. Adică cu toții ne gândim să facem lucrurile bine plăcute lui Dumnezeu și oamenilor.
adică să ajutăm oamenii, să ne ajutăm semenii noștri care sunt deseori aflați în dificultate. Și atunci, în momentul când tu dăruiești de la tine ceva, practic fiecare om are un dar al lui, pe care cu care a fost înzestrat de Dumnezeu. Dacă acest dar ți-l pui în folosul comunității sau în folosul celui de lângă tine, atunci îți câștigi și tu mântuirea. Sau sunt alte lucruri care se întorc pentru tine, pentru că și tu dăruiești la rândul tău. Așa cum spuneați foarte frumos la începutul emisiunii, bucuria ajutorului. Este bucuria aceea pe care fiecare dintre noi o avem atunci când dăruim ceva. Este bucuria de a dărui și bucuria de a primi. Este o legătură între a dărui și a primi. Totul se rezumă doar la bucurie. Părinte, cum îi învățăm pe tineri să renunțe la preferata lor tavă? Există imaginar discutând o tavă pe care ar trebui să se etaleze foarte, foarte multe daruri, așa, pur și simplu, din cer, de nicăieri. Și să ajungem la momentul în care un tânăr spune vreau să ajut, pentru că aștept această bucurie a ajutorului. Păi cred că această tavă de care puteți spune, eu aș vrea să subliniez faptul că fiecare o primim. Tava aceasta este tava pe care ne-o dă Dumnezeu. Iar pe această tavă se află sănătatea, înțelepciunea, priceperea. Se mai bucură un tânăr dacă primește sănătate? Eu cred că ar trebui să se bucure. Este cea mai mare bucurie pe care o are un om, darul pe care i-l-a dat Dumnezeu. Viața și sănătatea și priceperea. De ce nu putem conștientiza astfel de valori decât atunci când... Când nu le avem. Atunci când începem să le pierdem, corect. Pentru că ne complacem în această stare pe care o avem. Credem că ni se cuvine sau uităm să ne rugăm suficient. Ați văzut că, în general, oamenii se îndreaptă către Dumnezeu, către biserică, doar atunci când au suferințe fizice sau sufletești. Sau că nu și-au învățat foarte bine pentru bacalaureat. Și fac 2-3 cruci în plus. Exact. Sau prind câteva lumânări. Nu sau este suficient. Sau chiar țin post. Dacă îl țin cu convingere și postul e însoțit de fapte bune și de rugăciune, Dumnezeu nu rămâne dator la cineva. Bine, mă gândesc că în același timp tânărul ar trebui să fie direcționat mai ales către informație, să ajungă să o asimileze, iar partea de rugăciune să fie o chestiune care doar să lege o punte de o alta. Da, priceperea asta ți-o dă Dumnezeu. Mădălina, nu te întreb când ai fost ultima dată. Nu, Mădălina, nu te întreb când ai fost ultima dată la biserică, nu despre asta e vorba în emisiunea de azi, te întreb cât reușești tu să alergi pentru tine mai mult și pentru ceilalți mai puțin. Nu știu dacă alerg neapărat pentru mine. O fac și pentru mine, bineînțeles, dar în acest caz și în multe cazuri o fac împinsă de altceva. Și cum spunea și părintele, o fac împinsă de dorința de a ajuta și nu de a primi înapoi, că n-am nevoie decât de zâmbetele copiilor. Știi, când ajungi acolo și vezi că ei zâmbesc și că sunt fericiți, pentru că cu siguranță ne vor aștepta nerăbdători cei care vor fi prezenți, adică nici nu-mi fac vreo grijă. Cu siguranță. Și că mă gândesc că o să-i îmbrățișez și mă gândesc că am putut să le ofer foarte puțin din ceea ce am eu. Și eu am foarte multe lucruri, inclusiv sănătate, pe care da, eu pun mare preț, și lucruri materiale, de ce nu? Pentru că ăsta e adevărul. Eu chiar provin într-o familie unită, o familie de... Chiar despre asta este și vorba, da? Noi provenim din medii cât de cât stabile, sănătoase. Am avut tot ce am avut nevoie, am primit educația, pentru că, până la urmă, ca să primești o educație, ai nevoie de bani. Asta e adevărul, n-avem de ce să ne ascundem, da? Am primit tot ce am avut nevoie ca să devin un adult cât de cât normal. Acum, la rândul, consider că este timpul să dau înapoi, atât cât pot eu. Iar dacă pot să ajut niște copii, pentru că la mine asta e... Cred că fiecare om are așa o chestie, eu am o problemă, nu o problemă cu ghilimele de rigoare cu copiii. Deci, pentru ei sunt slăbiciunea mea. Și dacă eu le simt zâmbetul și voia bună pentru mine, cel mai frumos dar, nu am nevoie de nimic. Câți kilometri trebuie să alergi? Eu doar 10 am. 10 ai zis, nu mult, nu puțin, dar cât să fie. Asta fiind cursa populară. Cursa populară, sunt băieți care alergă 100 de kilometri, apreciez și datorită lor sunt și eu aici, pentru că prin ei am aflat că Facebook-ul e la putere. Și atunci informația circulă foarte repede, ne tot strângem alergători pentru diferite cauze. Oameni frumoși din punctul meu de vedere, care aleg să facă altceva cu timpul lor liber, în loc să stea să uite la televizor,
aleg să schimbe ceva în comunitate, nu doar să aștepte, știi că mai discutam noi de treaba asta. Dacă vrei o schimbare, trebuie să o faci cu mâna ta. Nu poți aștepta la infinit să se schimbe cineva sau ceva. Și noi, mai mulți participanți, avem și niște pagini de donații. Dacă oamenii doresc, este o simplă plată ca la un POS, cum mergeți la piață, vorba aia. Puteți dona de la orice sumă, de la un leu până la cât doriți dumneavoastră. Și banii aceia ajung direct în conturile fundației, deci nu trec pe la noi ca și persoane fizice. Ca alergători? Da, ca și alergători. Noi doar am dorit să ne expunem puțin pentru a ajuta această cauză. Bun, o cauză sunt niște oameni frumoasă, care în primul rând sunt pasionați de mișcare, în al doilea rând sunt pasionați de a face bine, de a ajuta. Exact. Și ar mai fi o chestiune. Sunt sigur că au suficienți prieteni care vor face donații. Cum să zic? E cu risc, adică dacă te duci, alergi, dar nu strângi bani, tu cum te simți? Eu am strâns ceva bănuți. Într-adevăr, eu susțin și foarte multe alte cauze, chiar cineva îmi spune. Da, unde scoare cum te împarți între un leu.org și leu partea asta de ultramaraton? Leu meu, nu o să-l părăsesc niciodată, ți-am zis, până când nu e gata spitalul, pentru că va fi un spital tot pentru copii, pentru copiii noștri, deci tot pentru beneficiul nostru al comunității, din punctul meu de vedere, nu este beneficiul meu personal. Aici nu este vorba de mine, de tine. Este vorba de niște copii care chiar nu au o variantă. Adică eu, dacă, de exemplu, rămân fără mâncare, să spunem, se întâmplă, ai o lună mai proastă. Ciocând la mama, îmi dai și mie, că uite ce s-a întâmplat. Mama, bineînțeles că îmi va pune ceva pe masă, automat, nu? Cred că asta se întâmplă tuturor, sau unor oameni mai norocoși, da? Așa că, da, eu le cer prietenilor mei, unii dau, alții nu mai dau, că s-au plictisit decât le-am cerut și o să ne mai cer în continuare. Nu pot obliga pe absolut nimeni. Eu fac strict ceea ce pot și strict ceea ce depinde de mine ca om și încerc să aduc cât mai multă valoare acestui eveniment și tuturor evenimentelor care se petrec în viața mea sau care au legătură cu Se poate întâmpla mine. Ceva să nu ajungi la cursa asta populară? Nu. Nu? Adică nu există. Tot ce se poate pentru a alerga 10 km. Părinte, spuneți-mi, sunt mulți kilometri, sunt puțini pentru Da, și pentru mine e o provocare lucrul ăsta. Copiii, de asemenea, au foarte multe întrebări pregătite pentru alergători, îi așteaptă la finish. Și tot mă întreabă pe mine, oare, dar cum pot alerga oamenii atâta sau pot merge pe jos atâția kilometri? În momentul când propui ceva și dorești să realizezi acel lucru, cred că nimic nu te poate opri, mai ales când acea activitate are și un scop nobil sau caritabil. E o luptă între psihic și fizic. E o chestiune destul de dificilă. Din ce am înțeles, sunt oameni care aleargă și 100 de kilometri. Nu e puțin. Adică de 10 ori cât Mădălina Iba. Cinstelor. Dar ce îi motivează atât de tare? Nu știu, asta trebuie să-i întrebăm și pe ei. Probabil ei ori să spună că sunt foarte pasionați, că le place povestea, că vor să ajute. Dar vorbim de 100 de kilometri, e un drum pe care, probabil din punct de vedere spiritual, ar trebui să-l privim cu mare, mare atenție, pentru că e o provocare, poate să fie un început și singurul, să nu mai urmeze un altul, Doamne ferește. Și atunci mă gândesc dacă există, chiar din partea copiilor, împreună cu noastră, anumite, nu știu, rugăciuni, cuvinte pentru a-i ajuta. Întotdeauna biserica face rugăciuni pentru toată lumea, pentru bunul mers al tuturor oamenilor sau al activităților. Asta e o chestiune fantastică. Sunt niște oameni care se roagă pentru alți oameni, deși acei alți oameni nu au nicio treabă cu oamenii care se roagă. Eu, poate în timpul ăsta, mă rog pentru dumneavoastră să vă iasă o emisiune foarte frumoasă, ca oamenii să se uite la emisiune. Mulțumim! Sau tineri. Deci avem timp pentru toate. Bineînțeles. N-am ce să mai zic. Nu mai zic nimic. Nu am cum. Bun. Cum sunt copiii? Cum sunt copiii tratați? Care e diferența între un copil crescut de mamă și tată acasă cu toate beneficiile și copilul de la centru? Da, eu v-aș invita să-i vedeți în centru sau desfășurând activitățile din cadrul centrului. Copiii sunt frumoși, toți copiii sunt frumoși și merită o șansă, pentru că
practic ei n-au nicio vină dacă s-au născut în medii defavorizate social. Și atunci ar trebui să intervenim, așa cum am spus la început, părintele sau preotul are această datorie spirituală, morală față de comunitatea pe care o păstorește pentru a-i susține. De asemenea și alte instituții care se implică, asociații, fundații, ONG-uri, statul să se implice în creșterea și educarea acestor copii. Cred că cea mai bună investiție a poporului român în momentul de față este educația copiilor. Pe care o avem pe jumătate. Pe care o avem așa. Cred că mai repede mergem la un centru și suntem educați din toate punctele de vedere decât să mergem să stăm în bancă și de foarte multe ori să nu înțelegem despre ce e vorba. Și dacă gândesc foarte bine, un părinte și un profesor foarte bun, este un bun comunicator, este un om care știe să lege informația de lucrurile utile. Că asta ne lipsește în România, să găsim utilitate în ceea ce învățăm, să știm că plecăm acasă cu niște daruri, daruri care ne sunt de fapt instrumente pentru viață. Da, eu când am început această activitate, aproximativ acum 5 ani de zile, o parte din copiii care sunt în momentul de față la centru erau pe stradă. Adică cerșeau la diferite magazine sau în fața diferitelor magazine și nu mergeau la școală. Și le dădeam sume de bani. Puțin, mult, nu știu cât aveam atunci. Sau mergeam și le cumpăram ceva de mâncare. Am zis că nu-i suficient lucrul ăsta și atunci fiecare dintre noi trebuie să facem mult mai mult pentru acești copii. Și astfel am creat acest centru de zi pentru copii. Dacă acești copii, o parte din ei au părinți și au avut această neșansă în viață, nu trebuie marginalizați sau nu trebuie să ne îngrijim doar de copiii orfani. Și de această categorie de copii care au o povară în spate că tata sau mama a suferit vreun accident sau nu este așa cum ar trebui să fie un creștin sau din diferite motive s-au despărțit sau un tată sau mamă a murit. Sunt foarte multe situații pe care le înțelegem doar atunci când suntem în problemă, foarte aproape de miezul problemei. Ce ne facem cu acei copii care nu sunt nici la centru, care nu sunt ajutați de niciun părinte cu anumite alimente și care trebuie să bată așa din ușă în ușă. Din când în când se mai întâmplă să ajungă la ușa mea câte un individ, poate chiar un copil sau doi copii, și să spună, vrem și noi să mâncăm, ne e foame. Acești copii sunt povara sufletului meu. Pentru că nu poți să-i ajuți pe toți. E o chestiune care ar trebui să ne doară pe toți. Pentru că există în momentul de față, nu e de ieri, de astăzi, e de când ne știm și cu toate astea nu se face mare lucru. Cu siguranță un centru ajută, dar nu unul singur, să existe cât mai multe astfel de filiale. Poate în urma emisiunii dumneavoastră, care are un rating destul de mare... Dacă ratingul e important, cât oamenii, dacă oamenii se trezesc 2-3 oameni care... Oamenii văd și pot lua exemplu. Eu, practic, când am început activitatea pastorală, acum 18 ani, când am venit în parohia Valea Crângului, ca fiecare tânăr, în momentul când ajunge într-o funcție sau la un serviciu, la o misiune, își propune ceva. Și eu mi-am propus să aduc cât mai mulți oameni la biserică. Nu mi-am atins scopul meu, am adus oameni la biserică, dar am zis că nu este suficient și am zis că ar trebui să schimbăm oarecum tactica sau planul și să ne adresăm și tinerilor, pentru că acești copii sunt viitorul țării și viitorul enoriaș ai fiecărei parohii și fiecărui preot în parte. Cât de des mai intră un părinte într-o școală, în sistemul educațional? Și nu vorbim acum neapărat de ora de religie. Pur și simplu, în vizită. Se mai întâmplă treaba asta? Mai există vreo legătură în adevăratul sens al cuvântului între un tânăr din băncile școlii și un părinte? Eu pot spune despre mine, despre alții să spună fiecare în parte. Despre dumneavoastră, părinte? Da, eu sunt foarte mândru atunci când copiii din centru au diferite sărbări la școală sau când au ședințe cu părinții. Aici e mare problemă. Unde-i părintele? Mai vine părintele. Adică mă duc eu.
Și atunci există o legătură între centru, între preot, între copil și profesor. Să fie cât mai mulți astfel de preoți care să meargă dincolo de biserică. Nu să o lase deoparte, ci să meargă mai departe. Pentru că tânărul se duce la școală, nu se duce neapărat la biserică. Madalina, nu poți să te lasă așa în liniște, da, și în pace. Pacea asta interioară e importantă, trebuie să ne oferi și nouă. Oricum eram absorbită de discuție. Da. Eu n-am văzut prea des un părinte, un preot într-o biserică, ieșind din biserică și mergând către o școală. N-am văzut. Poate doar la început de școală, da, doar la început de școală, două, trei cuvinte pe care nu le ascultă niciun tânăr, probabil e absorbit de alte informații. De bucuria începuturilor. Nu, tânărul e absolvit de vreo ceva pe telefon și atunci sau nu mai gadgeturi. Are timp să... Nu, că în momentul de față avem și aplicații pentru treburile religioase. Nu e nicio problemă de genul acesta. Dar, chestiunea asta e destul de importantă. Dacă ne referim la 30 de copii care se află într-un centru, e foarte bine. Dar, în cazul în care noi ne referim la copiii de pretutindeni, o să ne dea foarte tare cu virgulă. Foarte mult. Nu neapărat să fie credincioși sau să creadă în ceva anume. E vorba de acel respect reciproc. Adică, indiferent că vorbești cu un părinte sau nu, indiferent că poți fi de acord sau nu cu el, e important acel bun simț. Nici pe acela nu-l sesizezi. Da, din păcate nici eu nu mai sesizez. Unde crezi tu că s-a pierdut el? Cred că totul stă în educația pe care o primim. Indiferent că este o adică dacă ai mei părinți centru, pe mine m-au dus la biserică, înseamnă că mi-au oferit o educație anume? Nu. Dar e bine să vezi și ce înseamnă biserica. Că până la urmă eu zic că la un moment dat fiecare om își alege drumul în viață. Dacă vrei tu să te duci la biserică, este alegerea ta. Trebuie să vezi ce înseamnă să te duci sau să nu te duci. Adică să nu ți se taie din prima aripile, ci să poți să faci o comparație. Să poți alege singur la un moment dat. Eu consider că și cu religia ar trebui să se întâmple la fel, că fiecare om ar trebui să-și aleagă în cer, aici intrăm în alte discuții, care nu și-au rostul. Dar... Tot vis-a-vis de tineret. Trebuie să-ți aduci aminte că și anul trecut, și anul ăsta, părinții au decis dacă cei mici trebuie sau nu să facă religie. Da, eu știu, eu nu pot să zic că sunt foarte în temă cu acest subiect, pentru că nu am un copil al meu... Simplu fapt că poți să alegi. Lucrurile astea. Da, așa sunt multe subiecte de discuție. Dacă stai când vine vorba de copii și dacă te uiți pe internet, sunt atâtea sfaturi încât nici mai știu la ce să alegi sau la cine să te uiți, că unul spune așa, altul spune altceva. Exact. Este vorba, nu știu, ceea ce face părintele din punctul meu de vedere este un lucru extraordinar de frumos și de bun și să ai grijă de niște copii care, da, nu poți avea grijă de toți copiii din lume, este imposibil, dar de acești copii gândiți-vă că ei au fost luați de pe stradă, da, împinși să meargă la școală și faptul că ei au altă legătură cu părintele mi se pare absolut normală să existe, pentru că e ca o mână care te salvează, da? Și atunci tu n-ai cum să nu pupi mâna respectivă, cum s-ar spune. Adică n-ai cum să o privești în altfel decât cu ochi buni și frumoși. Ceea ce putem noi să facem este să ajutăm fiecare cu câte puțin. De-aia eu mă aflu aici la tine în emisiune. Iar, așa, tocmai pentru a sublinia acest fapt, că indiferent de ceea ce vrei tu să faci cu viața ta, că eu sunt voluntar la o asociație, nu înseamnă că nu-mi pot dedica timpul și pentru alte cauze care, din punctul meu de vedere, merită. Deci avem foarte mulți oameni care se vaită că n-au timp, că nu știu ce să mai facă pentru a ajunge mai repede acasă? Da, normal, fiecare își cunoaște prioritățile și pe mine mă întreabă lumea, băi, dar tu cum dai timp? Cum le faci pe toate? Probabil că fiecare om face ceea ce simte că poate să facă în timpul alocat, nu știu, eu am de gând să alerg la maratonul cu tare, deja mi-am notat, știi? Vreau să fac lucrul acesta și îl voi face. Ok, să spunem că eu nu voi mai putea să alerg, da? Nu e nicio problemă. Nu alerg, oricum donația a fost făcută pentru că ăsta e scopul final, de fapt. Iar pentru bucuria mine... ajutorului, cred exact, că ăsta e cel mai important lucru. Și zâmbetul. Părinte, Vreau să vă întreb ceva. Numele ăsta, Iulian Șerban, vă spune ceva? Da, eu n-am intrat încă în contact cu cei care s-au înscris deja la acest ultramaraton, dar sunt nerăbdător să-i cunosc. Sunt foarte mulți alergători, dar printre ei sunt și foști invitați de-ai noștri, care au stat pe unul dintre scaunele acestea.
Unul dintre ele este Iulian Șerban. Eu îi pot numi pe aceștia, pe toți, și cei de la ultramaraton și de la... Ultramaraton, și scrie la fel și pe, și pe Iulian Șerban. De familie, sau cum se numește, de 10 km. Nu, cursa populară. Cursa populară. Și avem 10 km, avem și 42 de km. Și 21, care e semi-maraton, maraton și ultramaraton. Cam astea sunt. Deci cursa populară 10 km, semi-maraton 21 de km, maraton 42 de km și ultramaraton 100 de km. Uite cine știe foarte bine poezia. În funcție de cum ar trebui să... Era să zic să voteze, să doneze cei de acasă. Sunt mai multe, sunt mai mulți alergători și pentru fiecare alergător, în parte, oamenii pot dona. Care, ca, mă rog, la final, scopul să fie să fie strânse toate aceste fonduri. Cred că ar trebui să doneze cu drag și este suficient. Cu drag pentru toată lumea. Da, pentru toată niciodată lumea. Nu trebuie să alegi după o sumă anume, ci după o cauză anume. Adică ei reprezintă, o cauză în care noi ne regăsim. Ei reprezintă o cauză. Ei se regăsesc cu siguranță. Deci toți alergătorii se regăsesc în cauza asta pentru că s-au înscris și doresc să o facă. Pur și simplu, la sfârșit, nu îi așteaptă nicio medalie de aur. Ba da, cea niște... mai frumoasă medalie, niște exact. Zâmbete de copii. Ce da. Poți să vrei mai mult? Când vezi că se bucură și te așteaptă și spun 1000 de întrebări, știi care mai de care mai trezite. Și aș dezvălui din... cel puțin 30 de întrebări exact, pe secundă. Exact, dar și ce dacă, știi, e foarte frumos. Așa, părintele, părintele vrea să spună ceva. Da, aș dezvălui din surprizele pe care le-au pregătit copiii. Nu știu dacă vor reuși să facă lucruri așa cum ar trebui, medaliile sau premiile la sfârșit, acele medalii sau ce vor face, sunt împletite de copii. Da. Adică un lucru foarte, foarte personal, un lucru pe care trebuie neapărat să-l păstrezi, nu pentru că ai fost pe primul loc, ci pentru că ți-a fost dăruit. Nici nu vrei să fii pe primul loc aici, aici vrei doar... Am zis că nu contează timpul. Nu, asta e o chestiune foarte tare, adică dacă vorbim de un ultramaraton, dacă vorbim de 100 de kilometri, eu tot vorbesc de Iulian Șerban pentru că trebuia să fie și el aici alături de noi, dar e foarte, foarte ocupat în momentul de față. Ar trebui să te provoace și pe tine la 100 de kilometri. Prin el am ajuns eu la bucuria ajutorului. Și te-ai speriat când ai auzit de 100 de kilometri? Nu. În sensul în care eu pe Iulian nu-l știam, dacă îți vine să crezi. Am împrietenit pe Facebook, cred că după emisiunea ta. E un tânăr antreprenor. Deci Iulian Șerban, tânăr antreprenor. După care... Câte publicitate fac în emisiunea asta? După care ne-am văzut la maratonul de HL, sper că pot să spun numele. Da. Ok, tot așa, un maraton, toate fondurile s-au dus către o asociație. Deci tot așa, un scop exact. Social. Da. Și ziceam, hei, tu ești Iulian? Ah, da, tu ești Madalina. A fost foarte tare și la sfârșit mă ploua, n-aveam cheie la mașină, am stat cu ei în mașină, a fost foarte drăguț. După care, prin el, am descoperit ultramaratonul acesta și el a spus că are de gând să alerge un ultramaraton, nu a dezvăluit pentru ce, mai târziu am aflat. Și bineînțeles am zis, da, alerg și eu, dar 10 km, adică vreau să-mi văd totuși, să fiu capabilă să și termin ceea ce mi-am propus, pentru că un alergător asta vrea întotdeauna, se gândește să termine cursa, asta te și împinge de la spate, simți că fizic nu mai poți, dar dacă ți-ai propus să alergi 10 km, 20, vei vrea să-i faci. Cam despre asta e vorba. Asta e mentalitatea. Da, mă gândesc că mâine, poimine, s-ar putea să te convingă și pe tine, Iulian. Tot ce e posibil. Da, nu, la un maraton prima dată, vezi cum e. Da. Vreau anul viitor să încerc semi-maraton, neapărat, să adică văd. Nu mă gândesc acum cei care se uită la emisiune și te privesc, te pot pune în prim plan și pot dona în numele tău. Da? Adică eu donez prin Mădălina Iba, prin Fundația Comunitară Prahova, prin Ultramaraton, prin Bucuria Ajutorului Urlați. E o chestiune foarte tare, adică sunt niște lucruri pe care trebuie să ni le asumăm. Adică aia 10 km pe care tu îi parcurgi sunt poate la fel de valoroși ca cei 100 de km pe care îi aleargă Iulian Șerban. După pauză discutăm mai multe despre centru, despre copii, despre ce se întâmplă cu adevărat acolo, pentru că unii oameni spun, domne, bun e un centru, dar copilașii ăia, cine are grijă de ei? Primești cea mai bună educație? După pauză, mai multe informații. Sunt Nico și vreau să vă împărtășesc un secret. Viața de artist înseamnă mulți admiratori și aplauze, dar și destul oboseală, stres, nopți nedormite. Cu toate acestea, eu trebuie să arăt impecabil în fața voastră. Acest lucru îl reușesc doar cu ajutorul prietenilor mei de la Studio Harry. Tratamentele lor miraculoase reușesc să șteargă ca prin minune umbra unui rid sau colțul unui cearcăn, învingând astfel și cel mai iscoditor ochi al camerelor de luat vederi. Treceți-le deci pragul și convingeți-vă de măestria lor. Studio Harry. Telefon 0244 522 144.
Florile, simbolul desăvârșit al frumuseții, al recunoștinței și admirației, sunt prezente în viața noastră în cele mai diferite ocazii. Vino la Buticul Flori să vezi jocul de culori și armonia aranjamentelor florale pentru evenimente speciale sau pentru cei dragi. Aici totul este unic, magazinul, decorațiunile, florile, maestria și inspirația. Buticul Flori, pe Bulevardul Republicii 110, Rond Caraiman, comenzi la telefon 0760 993 439 sau pe comenzi@buticuflori.ro. Radio Prahova. Alfa Jet Ploiești proiectează și instalează sisteme de detecție și semnalizare, fracție, incendiu, inundații, scurgeri de gaze, sisteme de alarmă auto, supraveghere video locală și de la distanță, control acces și pontaj electronic, rețele telefonice interioare, automatizări porți industriale și de garaj, rețele voce, date și interfonie. Alfa Jet asigură non-stop monitorizarea sistemelor de alarmă instalate, precum și serviciul de intervenție rapidă în caz de efracție cu echipaje mobile. Alfa Jet. Cu noi sunteți în siguranță. Servicii medicale de excepție și specialiști cu înaltă pregătire profesională le găsiți doar la cabinetul medical individual Dr. Letiția Gorăneanu. Cabinetul este dotat cu aparatură modernă ce asigură un nivel ridicat al examinărilor medicale. De asemenea, oferă proceduri terapeutice pentru diversele afecțiuni ginecologice efectuate în condiții optime. Echipa medicală este formată din Dr. Letiția Gorăneanu Drăghici și Călin Boieru. Cabinet medical individual Dr. Letiția Gorăneanu. Ploiești, strada Cezar Boliac, numărul 5. Telefon 0244 596 360 sau 0722 439 142. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru portarmă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. Pentru siguranța ta și a mașinii tale, societatea Chedra SRL îți asigură inspecții tehnice periodice. Indiferent că deții autoturism, camion, tractor, remorcă sau semiremorcă, Chedra SRL îți stă la dispoziție cu specialiști și servire promptă. Chedra SRL, strada Rudului, numărul 262, în incinta Transchim. Telefon 0344 801 845. Ce îi spune dacă ai putea privi programele TV nu doar la televizor, dar oriunde? Pe tabletă, pe laptop, dar și pe smartphone. UPC spune Horizon Go. Televiziune oricând, oriunde, în același timp, pe toate ecranele. UPC. More power, more joy. Ce ai putea să dăruiești cu 2 euro? Când nu ai cancer, cu 2 euro poți dărui o cafea unei bune prietene, o floare cuiva drag, o carte pentru suflet. Cu 2 euro poți dărui 20 de minute de viață pentru doamna profesor Ștefania Albu. Cu ajutorul tău poate învinge cancerul cu metastaze. Îi poți prelungi tratamentul, îi poți prelungi viața. Chiar tu, chiar acum. Dăruiește minute de viață și donează 2 euro prin SMS la numărul 8824. Donează 2 euro. Dăruiește minute de viață. E bine, am revenit, suntem și pe Facebook, scrieți rapid generația lui John. Ne conectăm, discutăm de fiecare dată atunci când descoperim un invitat, un invitat care ne place, un invitat care ne impresionează, putem să dăm mai departe. Știm foarte bine butonul de share. Nu uităm nici de prahovatv.ro, cum se încarcă site-ul, ceea ce în mod normal vedem la televizor, vedem foarte rapid și pe gadgeturile din dotare. Și la fel, puteți să notați un pic mai rar, ultramaraton.fundațiacomunitarăprahova.ro pentru mai multe informații în legătură cu emisiunea de astăzi. Pentru că se întâmplă ca de multe ori oamenii să alerge
și alții să nu asculte, să nu înțeleagă sau chiar să nu fie aflat până în momentul de față. Revin la discuții, da? La copilași, la această cauză nobilă. Eu mă bucur tare mult că se întâmplă niște lucruri în Ploiești, în Prahova, în România. Îmi pare tare rău atunci când ele se întâmplă doar de Crăciun și alte sărbători foarte, foarte mari. Și de Paște. Și de Paște, dar nu mai mult de Crăciun. Sensibilizarea vine luna decembrie. Eu am declarat odată la... O altă televiziune? Nu la o altă televiziune. La un radio? Nu. Unor oameni care au venit și ajutau copiii și, în general, lucrul ăsta se întâmplă doar de Crăciun. Și eram atât de bucuros încât am spus că aveam de toate pentru copii și am spus mi-aș dori ca în fiecare zi să fie Crăciun. Da, ar fi un lucru interesant, mai ales dacă am putea să asociem Crăciunul cu ceea ce scrie în calendar, nu cu ceea ce ne arată în momentul de față publicitatea, nu cu acel nenea în vârstă cu barba albă, care la fel e tot un produs comercial. Nu putem să mai deosebim cele două lucruri. Da. Adică, de fapt, știm un singur lucru și ăla n-are legătură cu niciun calendar. Bun. Haideți să privim imaginile, pentru că sunt importante și trebuie să le discutăm. Adică să știe lumea, mai ales pentru cine donează, dar și alergătorii să afle mai multe informații, dacă până acum au fost ocupați, dacă n-au știut despre ce e vorba și dacă au vrut să afle abia acum. Ce avem aici, părinte? Ah, da. E vorba de... în cadrul centrului... noi am făcut o altă cantină sau un spațiu de servit masa pentru copii. Aș vrea să spun telespectatorilor că activitatea centrului de zi se desfășoară în casa parohială, locuința de serviciu a preotului, pentru cei care nu știu, care a fost pusă la dispoziția mea atât timp cât am fost preot acolo în cartierul Valea Crângului, pentru acești copii. Eu practic m-am mutat într-un apartament cu două camere împreună cu copiii mei, iar întreaga casă parohială am utilat-o și am dat această funcționalitate, făcând un circuit alimentar, o sală de mese pentru copii, un spațiu de gătit alimente și așa mai departe. Pentru faptul că copiii serveau masa și își făceau temele în același spațiu, ne-am hotărât să ne extindem un pic activitatea și am construit o cantină modulară din 4 containere pe care am compartimentat-o așa cum impun normele de sănătate publică, cu o sală de mese pentru 30 de copii, cu un spațiu generos de gătit, o bucătărie, cu două depozite de alimente pentru legume, fructe și pentru produse ambalate, un vestiar pentru personal și grup sanitar. Și aici avem copii care sunt la teme și... Da, acesta este centrul nostru. Luat așa de departe deocamdată, dar avem foarte multe informații. Îmi plac ideile cum e, spre exemplu, acel container extins. Adică sunt anumite lucruri practice pe care le putem utiliza pentru a aduce pe copii mai aproape de educație. Am văzut și tehnologie. Am văzut tehnologie, un proiector. Normal. Da? Păi nu exista o incompatibilitate între partea religioasă și tehnologie? Dar tehnologia nu este un lucru rău. Tehnologia este tot un dar de la Dumnezeu. Tehnologia a fost inventată de oameni care au fost luminați de Dumnezeu. Sunt oameni pricepuți care au inventat telefoanele mobile sau toate dispozitivele electronice. Cred că de fapt este vorba de aceeași poveste ca cea cu minunatul nostru instrument numit cuțit, putem să îl folosim într-un scop nobil sau nu. La fel și partea de tehnologie, ar trebui în mod normal să fim din ce în ce mai captivați de educație, de copii care, cred că în momentul de față sunt foarte multe școli care nu au un proiector. La modul serios, foarte multe școli unde nu există
un fel de masă rotundă, ci fiecare copilaș în banca lui nu cumva să se simtă mult prea bine, nu cumva să fie băgat în seamă la timp. Adică imaginile astea noi le arătăm la televizor pentru a-i inspira și pe cei din sistemul educațional, cei care au impresia că de multe ori la școală te duci pentru că trebuie, nu pentru că vrei să înveți ceva, nu pentru că ai nevoie de informație ca mai târziu să o pui la punct. Văd aici și grupul sanitar sau, mă rog, o parte din... Da, din, asta am încercat să... Aici este totul bucătăria colorată, da. Am încercat să oferim copiilor un spațiu... Cât costă un astfel de spațiu? Întreaga construcție modulară pe care am ridicat-o există. Cea din containere mă interesează. În jur de un miliard. Asta un miliard, da? În banii vechi. Da. Bun. Nu e o sumă foarte mare dacă vrem să facem un bine comunității, dacă vrem ca cei mici de astăzi, mâine să crească frumos și să aducă valoare țării. Părinte, ce părere aveți dumneavoastră despre copilașii care astăzi sunt geniali, să spunem, chiar sunt geniali, iubesc pământul ăsta, dar mâine pleacă în străinătate. Pleacă pentru că li se pare lor că e mai bine acolo. Dar nu trebuie să spun eu nimic, pentru că părere, cu toții Ce părere poate să aibă o parte religioasă despre această despărțire de rădăcini? Da. Într-adevăr, este o durere pentru neamul românesc, pentru că... Să spunem și pe asta, că dacă la televizor zicem, domne, toate sunt bune și frumoase, nu cred. Nu. Realitatea, trebuie să prezentăm realitatea și să conștientizăm lucrurile rele ca să le putem rezolva pe parcurs. Într-adevăr, sunt destui tineri care sunt geniali, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar nu-și găsesc oarecum locul aici în România. Cred că ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi, pentru oameni, pentru comunitate, pentru organele de conducere, pentru stat în general, pentru toate instituțiile. Și niște alergători. Doar că țintele lor, obiectivele pe care și le-au propus, nu au o finalitate în țărișoara asta. Sau ei nu pot privi către țărișoara asta în momentul de față ca fiind cel mai bun potențial pentru ei. Și atunci dacă ar exista mai multe persoane care să aibă o anumită titulatură și care să facă lucruri bune pentru astfel de comunități, poate că s-ar trezi ceva mai mulți tineri care ar spune, am curajul, accept provocarea de a alerga în țara mea. La figurat, evident. Și am și motivul. Și motivul, dar motivul nu-l găsesc. Care e ăla? Păi motivul este de a-ți dărui din ceea ce ai primit. Cred că ăsta e cel mai mare... Dacă unii tineri s-au ridicat pe forțe proprii? Forțele acestea proprii, în ghilimele, nu sunt ale lor. Sunt darul lui Dumnezeu. Dacă tu dăruiești cuiva, acel dar se va întoarce. Eu cunosc foarte mult, foarte bine această idee pentru faptul că eu ajut acești copii și... Practic tot timpul meu îl acord copiilor și sunt lucruri pe care trebuie să le mai faci și în familie și acasă și așa mai departe, față de prieteni, față de cunoscuți. Lucrul acesta se întoarce, întotdeauna s-a întors. Până la urmă există cu adevărat un univers, există cu adevărat o pronie divină, o energie pe care dacă o aruncăm în univers într-un mod pozitiv, se va întoarce la un moment dat către noi. Da, și universul fiind Dumnezeu. Și acești tineri care participă la... Am înțeles că sunt destui care participă la acest maraton. Sunt convinși că lucrul ăsta pe care îl fac pentru acest lucru vor primi ceva în schimb. Madalina? Da, nu e ce vrei să primești în schimb? Spune-ne acum, te rugăm. Sănătate. Acum cât suntem în direct? Sănătate și zâmbet. Și zâmbet. Atât vreau. Nu mai mult ajutor pentru unleu.rg? Și dacă se poate, da, bineînțeles, dar nu e pentru mine, nu pentru mine personal, poate pentru familia mea, pentru nepoata mea, pentru părinții mei, pentru fratele meu, pentru prietenii mei dragi. Și eu să fiu sănătoasă la rândul meu ca să pot să fac în continuare lucrurile astea. Le fac din suflet și le fac cu gândul că doar așa, adică eu știu că doar așa se schimbă ceva. De-aia le fac. Altfel, să sperăm că se schimbă ceva. Se schimbă încetul cu încetul, mentalitatea noastră toată se va mentalitatea schimba. Românească. Exact, pentru că eu observ. Dacă înainte de 2008 nu auzeai de niciun maraton,
S-au mulțit alergările, cauzele, oamenii care participă, oamenii care își doresc să schimbe ceva. De fapt, am pus alergarea ca fiind un motiv care unește oameni. Exact. Un motiv. Și de ce? Pentru că omul, dacă nu simte că primește ceva în schimb, de obicei, nu e vorba de mine aici, în cazul de față, dar oamenii, dacă nu simt că primesc ceva, este greu să-i facă să doneze. Dacă, de exemplu, le dai, nu știu, un tricou la maraton sau așa, mai degrabă, parcă i-ar tenta așa, am o medalie, am... Nu este ceea ce m-a împins pe mine să fiu prezentă la acest maraton, în niciun caz. Eu cred că ești îndrăgostită de partea asta de alergări și fiecare provocare în parte tu accepti, mai ales dacă ți se pare că e importantă și pentru tine, dar mai ales pentru comunitate. Acum întreb, care a fost cea mai mare donație, dacă poți să spui, dacă așa, nu nicio problemă, pe care ai primit-o cu drag din partea unei persoane de rând? Deci nu ne referim la nicio companie, nu ne referim la niciun om cu un extraordinar statut, nu, un om pe care îl privești, un om pe care îl privești și care, domne, are și un salariu acolo. Nu, am primit-o de la un copil chiar. Țin minte, era prima mea alergare pentru un leu a Ploiești și a venit și mi-a spus, știți, mie îmi pare rău, îmi cer scuze, dar am doar un leu. Când mi-a donat, i-am spus, și cât de important e leul tău, dă-mi-l. Și l-am luat cu foarte mare drag, parcă l-aș fi dat înapoi, așa simțeam. Dar faptul că acel copil a venit și a dat și leul respectiv, deja lucrurile se schimbă. Copiii văd lucrurile astea la părinți. Noi nu pot să spunem că noi n-am văzut lucrurile astea la părinții noștri. Nu aveam cum. Nu exista astfel de mentalitate. La noi mentalitatea era total diferită. Dar lucrurile se schimbă și eu cred că se schimbă în bine. I-am văzut acum fotografiile, eu n-am ajuns la centru până acum, nu am avut timpul necesar, dar arată extraordinar de bine și copiii erau chiar zâmbitori, erau fericiți, se vedea că sunt foarte, foarte bine îngrijiți acolo. Adică cineva are grijă de ei. Nu, dar zâmbetul spune totul, din punctul meu de vedere. Chiar foarte greu, e foarte greu să forțezi un copil să zâmbească la poză. E greu să-l pui să facă o adevărată regie. Și mă gândesc că cei mici au mai fost până acum în anumite cadre televizate, în show-uri, până la urmă, la nivel național. Nu o să stăm să le povestim acum, dar e important că există interes pentru astfel de copii. Ce primesc ei la centru? Am înțeles că mâncare, o masă caldă, ce altceva? Copiii, număr de 30, sunt împărțiți în două serii. Prima serie vin de dimineață de la ora 8 până la ora 12. Aici primesc de dimineață lăpticul cald, cereale, după care încep temele, termină temele, se joacă, primesc masa de prânz, pachetelul la școală și microbuzul școlar vine și îi duce la școală. Același microbuz aduce seria a doua, care se întâmplă la fel. Dar pe lângă toate lucrurile acestea materiale, ăsta e cel mai important și cred că asta transmit și alergătorii noștri. Degeaba îi dai unui copil de toate. Dacă nu îi oferi ceea ce îi trebuie, dragoste, afecțiune, copiii au nevoie să socializeze. De unde vine toată dragostea asta? Dragostea vine de la Dumnezeu. Din suflete frumoase ale fiecărui om în parte. Da, presupun că există un personal. Există mai mulți oameni care se implică în astfel de activități. Am înțeles că cei mai mulți sunt voluntari. Da, schema de funcții, să-i spunem așa, oficial la Fundației Bucuria Ajutorului. Organigrama are în alcătuirea ei 12 persoane, dintre care doar unul singur este angajatul fundației, restul sunt voluntari. Nu sunt eu acela, nu este soția mea care este implicată aceea, ci este un pedagog, un profesor care își face temele cu copiii. Avem președintele fundației, care sunt eu, coordonatorul de centru, soția mea, Ligia. Avem psiholog, asistent social, care face anchetele sociale, medic, care vine periodic și îi supraveghează pe copii. Avem și un jurist care se ocupă de acte, un contabil de asemenea. Părinte, avem și noi nevoie de așa ceva. În sistemul educațional românesc avem și noi nevoie de un psiholog activ, de oameni implicați, de oameni care sunt și voluntari și plătiți, de oameni care ajung într-un spațiu dedicat educației să transmită. Ce facem cu asta?
Nu că aș vrea acum să îi inspir pe alții, dar avem prea mulți profesori care nu mai sunt motivați. Prea mulți profesori care atunci când ajung la școală au alte treburi. Asta e o altă problemă și cred că nu pot rezolva eu sau nu pot da eu un siguranță răspuns. Cu toții putem rezolva cât de ceva dacă noi credem în treaba asta. Da, este adevărat. Eu am crezut și am reușit să fac acest... Hai, nu putem să expunem o astfel de poveste cu cei 30 de prichindei în, mai departe către Ministerul Educației? Uite că se poate. Cu ajutorul oamenilor. Păi, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, așa cum se numește acum, ne-a dat acreditarea de funcționare, adică suntem autorizați. Și nu putem să răspândim, nu putem răspândi această fericire, această bucurie? Eu am transmis această scânteie. Dacă cineva dorește să o pună în valoare și să o amplifice, este foarte bine. Cred că cred că uneori avem nevoie să fim împinși de la spate. Cred că acea rază de soare trebuie să fie dita mai becul aprins, să știe omul despre ce vorba. Sau fiecare trebuie să-și facă meseria acolo unde sau este pus. Sau așa, sau așa. Dar unde sunt 10 oameni, abia 2-3 sunt cei care își fac treaba. Unde există implicare, sunt alții care spun, domne, dar de ce faceți lucrurile astea? Și e chiar o întrebare foarte bună în cadrul emisiunii de astăzi. De ce pentru centrul acesta se poate și de ce în alte părți nu se poate? Unde totuși există tot ce trebuie din punct de vedere financiar? Practic, ceea ce facem noi acolo nu depinde de oarecum de bani. Bine, știm cu toții că toate activitățile pe care am le desfășurăm... Că fiecare tânăr, fiecare copil din cadrul acestui centru are un cost estimativ de 5-600 de ron în fiecare lună pentru toate cele. Pentru o masă caldă, pentru educație, pentru rechizite, tot ce se întâmplă, pentru rechizite, corect, că tot e vorba de școală la mijloc. Eu cred că e vorba și de bani. Costurile sunt minime, este adevărat, dar mai presus de toate acestea e vorba de dragoste și de bucuria aceasta de a ajuta. Pentru că oamenii aceștia pe care eu i-am determinat să se implice în activitatea noastră, fiind voluntari, au simțit ceva, că trebuie să facă ceva în dreptul lui. Fiecare are o menire pe acest pământ și dumneavoastră cu emisiunea asta poate luminați mulți tineri și urmează o cale frumoasă. Trebuie să facem cu toții câte ceva. Chit că suntem preoți, chit că suntem reporteri sau voluntari sau angajați. Sau cei mai tare alergători. Sau cei mai tare alergători. Nu e de față, Iulian, e de treabă. Dar salut pe această cale. Trebuie să ne să punem în practică ceea ce știm să facem, dar în folosul celorlalți. Pot să spun și eu ceva? Ia să vedem. Te ascultăm. Te rog. Eu cred că despre asta e vorba, într-adevăr. Să aduci o bucurie unui om fără să te aștepți la nimic în schimb. Să poți să oferi o îmbrățișare unui copil care chiar are nevoie de acea îmbrățișare mai presus de orice. Mai presus de orice. Să trăiești fără părinți sau cu un părinte, automat simți lipsa celuilalt, automat viața ta nu este una tocmai normală. Și atunci, dacă poți să le oferi un asemenea ajutor, e cel mai frumos lucru. Dar ar trebui să avem un ultramaraton în fiecare zi. Nu, ar trebui ca oamenii să devină puțin mai conștienți de ceea ce au, atât, un pic, nu foarte mult, eu înțeleg. Nu ai în fiecare zi, nici nu-ți ajung bani în fiecare lună, nu trebuie să faci lucrul ăsta. Dar uite, 2 ore din timpul tău te duci și faci voluntariat, ajuți niște copii să zâmbească. Și mai presus de orice, îți aduci ție niște voie bună și niște zâmbet. Și darul poate fi minim, timpul tău. Chiar avem nevoie de voluntari. Spre exemplu, în comunitate noi avem și voluntari vârstnici care se implică în activitatea noastră. Derulăm în cadrul centrului de zi un proiect alături de Fundația Comunitară Prahova și Fundația Principesa Margareta, Generații Centrul Comunității, în care persoane vârstnice se implică în susținerea copiilor. Practic sunt persoane vârstnice, pensionari din comunitate, din Urlați, din orașul Urlați,
care vin și desfășoară diferite activități, ateliere cu copii, atelier de creație, lectură și așa mai departe. Chiar ieri am avut un atelier de împodobit buchete sau de aranjat flori cu tinerii și asta vreau să spun, faptul că aceste persoane vârstnice simt o bucurie și o pace extraordinară. Toți spun, nu găseam liniștea, uite că aici la fundație alături de copii ne regăsim sau suntem atât de fericiți, atât de liniștiți și mai venim cu mare drag. Și astfel invităm toți prahovenii sau cei care sunt prin împrejurul orașului Urlaț să vină să susțină această cauză sau, de ce nu, să o și mulțim și în alte orașe ale județului sau în alte comune mai mari. Ce se întâmplă după ce vorba vine, dar dispare minunea? Că nu e un ultramaraton în fiecare zi. Dispare minunea, apare o altă minune. Așa vrem să credem noi, pentru că Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor, veghează asupra activității. Nu este activitatea mea, nu este activitatea soției mele, ci este activitatea lui Dumnezeu prin Sfinții Lui. Iar noi toți așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni. Uite că face minuni, dar face minuni prin oameni. Prin tineri care aleargă, prin tineri care vor să se implice, vor să ajute. Astea sunt minunile și trebuie să le urmăm. Madalina, tu ești pregătită pentru minuni? Sunt pregătită. Adică aș vrea să faci minuni și pentru un leu.org. Uite, să fac eu un dar. Da. Acum aveți neregizat. Da, uite, să-ți aducă un zâmbet mic, vezi? Da, îți mulțumesc. I-a zis, place? Da, îmi place. Și zâmbești când vezi rățușca? Eu zâmbesc de fel, stai liniște. Atunci e bine. Da, zic cum se numește rățușca. Cum vrei tu. Cum vreau eu. Da, și spui o dorință și te îndeplinești, ai să vezi. După emisiune, cu mare drag. Hai să recapitulăm un lucru. Nu că nu mi-a plăcut cadou, mi-a plăcut foarte mult. Chiar îmi aduce aminte de ceva, dar nu pot să spun pe post. E bucuria darului. Adică eu mă bucur să-ți dăruiesc ție ceva. Chiar dacă e aparent un lucru mic, e o rățușcă care poate mai târziu, când vei fi tu trist și o vei vedea, o să zâmbești atât. Și o să-ți aduci aminte. Uite. Dar trebuie să munciți pentru ea, trebuie să vă întindeți, să o luați de acolo. Da, am înțeles. E un efort. Asta e provocare, știi? Am înțeles. Da, trebuie să-i pun și un nume. Așa, da. Așa și copiii din centrul de zi muncesc pentru acest dar pe care îl primesc din partea voluntarilor, din partea ultramaratoniștilor sau concurenților. Muncesc și cum muncesc? Învață pentru a-și depăși condiția socială în care se află. Foarte frumos. Ultra, hai să facem recapitularea asta, pentru că okay. Internetul e cel care a Sigur. Început să ne conecteze pe toți. Ultramaraton.fundațiacomunitară.prahova.ro, Edita mai... Da, și acolo sunt mai multe, puteți să găsiți fundraiser, e un cuvânt englezesc, un termen preluat, adică oamenii care strâng fonduri. Iar acolo, în acea secțiune, sunt mai mulți alergători, printre care și eu și domnul Iulian, și alte persoane care au dorit să-și facă publică, adică care au dorit să strângă aceste fonduri. Da, este și o povestioară, fiecare de ce anume este împins, ce l-a determinat să alerge sau de ce dorește să implice în această cauză. Acolo ai un butonaș cu verde, vreau să donez, dai un simplu click pe acel butonaș și trebuie să introduci datele de la card și donată o sumă modică. Nu îi inspirăm prea tare, nu, dar putem cât vrem noi. Eu chiar spuneam, pentru că sunt oameni care merg la supermarket, dacă mai ales în preajma sărbătorilor și nu numai, cumpără foarte multă mâncare și ulterior o aruncă. Dacă ar cumpăra cu 5 lei mai puțin astăzi și ar dona 5 lei pentru niște copii, le-ar părea rău să se gândească la această întrebare. E foarte bună povestea asta. E bine dacă avem mai multe modalități de plată, pe astea n-am mai apucat să le discutăm înainte. Nu, din păcate doar cu cardul puteți dona. Nu, vedeți că altfel. Există un cont bancar? Adică da, pot să mă duc la bancă cu banii, domne, vreau un contul cu tare să donez suma de pentru acești copii? Păi da, dar tot cu cardul e și această plată este la fel de simplu. Da, există... Poate n-are cardul. Poate să existe, nu știu eu toate... Fundația Comunitară Prahova, care organizează acest ultramaraton, are afișat, cred că pe site-ul lor, contul în care se pot face donații... Deci există și această variantă. Cash, în lei, cu mențiunea pentru bucuria ajutorului, că așa am plătit și eu taxa când m-am înscris la maraton, la fel am fost și am depus bănuții la bancă. Abia aștept să vedem care sunt rezultatele. Ar trebui să ne mai invitați odată în emisiune. Cu mare drag și după, de ce nu? Mădălina, da. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
Te așteptăm să donezi. Da, sper ca foarte mulți oameni să înțeleagă ce se întâmplă. Și să... Ai ce problema de înțeles. Să meargă mai departe, să-i susțină pe alergători, să-i susțină pe cei mici, să se gândească dacă astăzi un copil nu are ce mânca, poate că mâine vor fi și mai mulți de felul ăsta și nu ne-am dorit treaba asta. Dacă totuși există oameni care sunt inspirați și care construiesc centre pentru copii, atunci trebuie să îi ajutăm. John Sunt, ne auzim luni de la 17:30. Până atunci, numai bine. La revedere!